cel de la fonduri, de la finanțe, dă vina pe ăla de la finanțe, de la fonduri acum, ăla de la fonduri europene care a fost la finanțe, o să zică, domne, unde sunt fonduri europene, că nu s-au absorbit. Ce facem? Hidroelectrica este o poveste de succes, pentru că la un moment dat era într-o situație foarte complicată financiar, cu contracte dezavantajoase. Asta e altceva, că sunt niște căpuși acolo, în tot sistemul energetic al țării, căpușe liberale, vă spun Teodorovici. S-a dus domnul Remus Borza cu compania de reorganizare și a făcut o treabă foarte bună, care a pus-o pe picioare. Eu pun pariu că dumneavoastră ați făcut aceeași treabă ce puțin, fără să aveți o pregătire temeinică în zona aceasta. Bag mâna în foc. Și chiar mai bună. Și eu pot să tai de la cheltuieli fără să fac investiții și să ies pe plus. Da, e... Păi, și atunci, hai să uităm ce este acolo. Uitați-vă pe raportele SRI. Uitați-vă pe raportele informările SRI vis-a-vis de sistemul hidro din România și mă opresc aici. Colegi, aduceți în raportele SRI, exact. Alea pe care le-am lăsat înainte.